Dacă nu mai găsesc loc de parcare în Giurgiu, șoferii își lasă mașinile pe unde apucă. Acesta pare a fi motoul după care se ghidează giurgiuvenii, care opresc oriunde se poate, în ciuda semnelor care îi atenționează că nu au voie. Și asta pentru că parcările existente în Giurgiu nu au locuri suficiente, să nu mai vorbim de instituțiile publice unde nici măcar nu există parcări. În spatele meu se află policlinica, o instituție care este călcată în fiecare zi de sute de giurgiuveni. Să facem un calcul. Din 100 de giurgiuveni, 50 vin cu mașina, însă, din păcate, nu au niciun loc de parcare, iar aceștia, în ultimă instanță, nu au altă alternativă decât să oprească mașinile pe stânga și pe dreapta, în acest fel încurcând și traficul. Altfel spus, mașina lăsată ori în dreapta, ori în stânga șoselei poate încurca circulația, să nu mai vorbim despre un eventual eveniment rutier care ar putea fi generat de acest lucru. Să fim realiști și să recunoaștem totuși că în Giurgiu există și locuri de parcare, însă foarte puține în comparație cu sutele de giurgiuveni care se deplasează cu mașinile. Alte instituții, aceeași problemă. În dreapta se află administrația financiară, iar în stânga Consiliul Județean. Cele două instituții sunt prevăzute cu locuri de parcare, însă insuficiente pentru giurgiuvenii care vin să-și rezolve zilnic problemele. Așadar, aleg să-și parcheze mașinile pe unde apucă. Sunt șoferi care nu mai țin cont nici măcar de semnele de staționare și oprire interzisă. Cu riscul de a primi o amendă, neavând nicio alternativă de a parca, aceștia opresc chiar și acolo unde este interzis prin lege și sfidează uneori prezența polițiștilor locali.